Bună, dragii mei lei! Bine ați venit pe canalul meu pentru cei care v-ați reîntors și mii de mulțumiri, dragilor mei abonați! Bine ați venit pentru cei care sunteți noi! O să fac și pentru voi etalarea pentru anul 2023, cu mii de scuze pentru întârzierea pe care am avut-o. O pocartă deja a ieșit, ceva mesaje pentru lei 2023. Da, dragii mei, o să o lăsăm aici pentru că a ieșit deja. Anul ăsta pentru voi este un an al nebuniei curate, al noutăților, al noi începuturilor, al riscurilor copilărești, ca să zic așa. Nu veți ști încotro vă vor duce riscurile, dar cu siguranță veți trăi ceva nou, ceva ce nu ați făcut până acum, ceva ce vă scoate din zona din confort, indiferent că este din punct de vedere sentimental sau profesional. Ceva ce pentru toată lumea va fi șocant, dar pentru voi este ceea ce voi vă doriți. Veți ieși din tipare în anul 2023 ca prim mesaj, veți trăi ceva nou, experimente frumoase și vom vedea dacă nebunia cu care voi veți începe sau vă doriți să faceți pe parcursul anului 2023 vă va aduce ceea ce voi vă doriți. O să o las aici pentru că este o carte care e și singură și o să ne mai legăm de ea. A fost un mesaj pe care Universul a vrut să-l știți, da? Ca să zic așa. Să vedem ce etalarea mea cuprinde, dragii mei, o carte generală și o să fac pe toate cele 12 luni. Da? Deci când apar cărți și ies din pachet, o să le citesc pentru că sunt mesaje foarte, foarte importante care trebuie să le știți. Da? Să vedem cum va fi anul 2023 pentru cei care sunt în zodia fecioară de cen, pe leu, pardon, sau cei care au ascendentul, m-au zăpăcești pe mine carte. În zodia leu. Ce mesaj avem pentru cei care sunt leu sau ascendentul în leu pentru anul 2023? Ia să vedem ce energie generală alături de nebunul. Este și 4 de monede. Voi lei, ca și am trecut anul ăsta, nu o să mai acceptați jumătăți de măsură din niciun punct de vedere. Anul ăsta va fi un an al schimbărilor radicale, un an în care puneți punctul pe I, un an în care nu vă mai mulțumiți cu, da, bine, hai să fiu și eu acolo, indiferent ce punct de vedere. Vă doriți stabilitate, mai ales stabilitate din punct de vedere financiară. Vedeți, aici este cartea omului bogat, cu toate care tot ce îi trebuie, ține foarte, foarte multă de monedele sale, da? Se pare că mulți dintre voi o să aveți un an mai bun din punct de vedere financiar și tocmai de aceea nu o să mai lăsați pe nimeni în viața voastră care nu merită. O să fiți mai zgârciți, ca să zic așa. Zgârcenia provine din faptul că ați avut o perioadă grea, o perioadă de lipsuri, o perioadă în care nimeni nu v-a susținut, o perioadă în care a trebuit să vă confruntați cu sărăcia, de ce nu? Și nu vreți să mai ajungeți acolo, da? Atitudinea noastră este, indiferent că este vorba de familie, de partener sau loc de muncă sau anturaj, ca să zic așa, ori e cum trebuie, ori nu va mai fi. De aceea a apărut și nebunul, deci nebunul împreună cu patru de monede spune clar că voi veți risca. Veți risca foarte, foarte mult în acest an din punct de vedere al stabilității. Dacă locul de muncă pe care voi îl aveți nu vă aduce ceea ce voi vă doriți, de ce nu, veți pleca. Dacă banii nu sunt cât voi vreți să fie, veți pleca. Veți încerca să găsiți acea sursă de venit, acel job sau proiect sau mai știu eu ce, ce vă aduce fix ceea ce voi vă doriți. Nu mai vreți să aveți grijă zilei de mâine, nu vreți să vă mai gândiți la bani, vreți să aveți tot ce vă trebuie și veți renunța la tot ce vă stă în cale. Din punct de vedere sentimental, pentru cei care sunt într-o relație de cuplu, deveniți găciți, veți fi acuzat că sunteți materialist și cereți partenerul dumneavoastră să facă același lucru ce faceți și voi. Sunteți dispuși dacă el nu vă va aduce banii pe care voi îi vreți, stabilitatea pe care voi vă doriți să vă ofere, nu veți fi la fel de iubit cum iubiți dumneavoastră, renunțați și mergeți înainte către cu tot un nou partener, veți divorța mulți dintre voi dacă este cazul și așa mai departe, pentru că cuvântul pentru voi în anul 2023 sunt banii, stabilitatea financiară și nimic nu contează până nu vă obțineți acest obiectiv. Pentru cei singuri, caută persoana perfectă în anul 2023. Tocmai de aceea apare și nebunul, pentru că este riscul, este ceva nou, este ceva ce vreți să faceți, ceva ce doar voi vă doreați, doar voi credeți în ceea ce urmează să faceți, dragii mei. Și atunci cei singuri caută să fie o persoană și
cu bani mai ales, stabilitate financiară, dar care să vă și iubească și să și iubiți. Vreți și frumos și deștept și cu minte, cum s-ar spune, să vedem dacă veți obține acest lucru. Oricum, dacă nu obțineți, mai bine stați singur voi cu ceea ce aveți voi și nu sunteți așa disperați în a găsi persoana potrivită dacă nu este ce trebuie în anul 2023, doar să fiți cu cineva. Veți fi foarte autoritar, veți fi foarte zgârciți, nu o să mai dați nici stânga și în dreapta cum ați dat până acum banii dumneavoastră, dați sau investiți decât dacă sunteți siguri că veți obține peste, da, dacă e vorba de investiții, pentru că aveți mai mulți bani în 2023 și vreți, dragii mei, să țineți de ceea ce ați obținut prin muncă grea. Foarte interesant să tragem de aici mânerele ca să putem să facem detalarea. Interesant pentru voi, dragile, nebunie și stabilitate, să vedem unde vă duce. În ianuarie avem împăratul. Wow! Vreți să fiți împărați, dragii mei. În februarie avem... S-au tras două cărți, să vedem pe care o luăm de aici. Lumea, în februarie... Deci lumea voastră se schimbă total ceea ce știați voi până acum în februarie. Deci în februarie deja vreți să faceți schimbările pe care voi vi le doreați. Mulți dintre voi veți pleca în străinătate. Martie, eremitul. Nu este ușor ce decizie trebuie să luați și va trebui să o cumpătați bine. În mai, în aprilie, pardon, patru de cupe. În mai, să vedem ce am pentru voi. Moartea. Deci mai cu siguranță ceea ce voi doreați, ce să schimbați în viața voastră, va schimba cu siguranță. Mai urmează o transformare totală, este arcană majoră destul de puternică. Aveți deja trei arcane majore până acum, deci anul pentru voi este unul foarte, foarte decisiv și foarte, cum să zic eu, puternic din punct de vedere al schimbărilor care urmează să se întâmple. Schimbări care vor dura ani de zile de acum înainte. Iunie, roata destinului, pentru că ceea ce se va schimba în viața voastră, așa a fost să fie, dragii mei, lei, este destinul. Destinul vă împinge să faceți aceste decizii, nu mai puteți să scăpați de ceea ce trebuie să faceți prea mult timp. Abia în iunie conștientizați și voi asta. Iulie, 6 de cupe, cartea amintirilor, se pare că totuși sunteți legați încă de trecut. În... august avem judecata, sunteți chemați la judecată sau judecați pe cineva în august. În septembrie avem diavolul, foarte interesant, foarte, foarte interesant. Așa multe arcane majore, n-a avut nicio zodie până acum, da? În octombrie 9 de monede, stabilitatea financiară, abia atunci o să găsiți mai ales bărbații în lei, în această femeie, da? Mai mare decât voi pentru mulți dintre voi. În noiembrie... 7 de cupe, dar sunt doar iluzii, dragii mei. Vedeți ce alegeți. Iar terminați anul, bineînțeles, cu cavalerul de spade. Nu terminați anul atât de bine pe cât l-ați început, pentru că vă dați seama că deciziile voastre nu au fost atât de bune pe cât credeați. Dar să vedem, dragii mei, cum se ajunge aici. Cavalerul de cu spade îl voi mai clarifica cu o carte, asul de bâte. Da. O să vedem ce se întâmplă, pentru că nu eram sigură 100% pe ce vă certați sau ce se întâmplă până la sfârșitul anului. Dar să începem, dragii mei, cu etalarea noastră generală. Voi lua cele două cărți pentru ianuarie și februarie. Dragii mei, în ianuarie vreți să fiți, începeți anul cu dorința aceea pe care v-am spus eu de stabilitate, cu dorința aia de a obține ceea ce voi vă doriți, da? Fie că este vorba de stabilitatea financiară, fie că este vorba de stabilitate sentimentală, sunteți dispuși, dragii mei, să faceți orice pentru a obține această stabilitate, ca să zic așa. Nu mai acceptați jumătăți de măsură, nu mai acceptați nimicuri, nu mai acceptați nimic. Da, să ridic un pic ca să vedeți mai bine cărțile, da? Așa. Împăratul. O să încep pentru că văd că este mai un mesaj pe partea sentimentală. Mulți dintre voi aveți de-a face cu un partener, pe cei care sunteți căsătoriți, care vă domină, care vă ține sub papuc, care vă nu vă respectă suficient, nu apreciați ceea ce faceți voi.
Sunteți cam sătul, dragii mei, de ceva timp tot aveți problema asta în cuplu și chiar dacă sunteți căsătoriți de autoritate. Voi vreți să fiți liberi, vreți să fiți iubiți, vreți să primiți prin nebunul și mie spat de monede, fix acea iubire idilică ca în povești, da? Și știți și voi că trebuie să faceți ceva în privința relației de cuplu, da? Și atunci, în februarie, vă hotărâți, dragii mei, să puneți punct. Îi dați un ultimatum în februarie. Ori e așa, ori nu. Ori facem aia, ori ne vom despărți. Ori, sau cel puțin asta vă doriți, să subconștientul vostru, oricum veți avea o discuție cu partenerul dumneavoastră destul de puternică. Știți și voi că trebuie să faceți această decizie, dar probabil trebuie să vă mai gândiți cum să faceți și cum să nu faceți. Oricum ceva se va schimba definitiv în februarie. Voi vă schimbați dumneavoastră, oricum se hotărâți, doar că trebuie să vedeți cum o să procedați în vorba poate și de copii pentru unii dintre voi, de bunul pe care le aveți împreună, dar clar veți să scăpați de sub această autoritate, de sub această persoană destul de, destul de sufocantă pentru voi. Dacă e să vorbim din punct de vedere profesional, aveți de-a face cu un șef autoritar, aveți de-a face cu un job care nu vă sufocă, aveți de-a face cu o persoană care știe că aveți nevoie de aceste venituri și atunci vă gândiți să plecați. Vă gândiți să plecați pentru că efectiv nu mai suportați această situație. Văd o plecare pentru mulți dintre voi, poate renunțarea locul de muncă și plecați în străinătate în februarie, da? Sau cel puțin asta vă gândiți sau aveți propuneri în februarie de plecare și atunci trebuie să cântăriți bine dacă veți pleca, de unde sunteți sau nu. Vreți să fiți propriul dumneavoastră stăpân, vreți să aveți stabilitate și sunteți dispuși, dragii mei, prin cele două cărți care au ieșit și prin cărțile care urmează aici să vă schimbați viața. Ianuarie, februarie sunt luni în care voi știți ce vreți, dar urmează și martie în care intrați într-o stare de meditație, da, prin eremitul de aici, da, meditați la ceea ce vreți voi, dragii mei, meditați cum să faceți să fie bine, cum să obțineți ceea ce voi vreți, da, fără să aveți prea multe pierderi. O să le punem pe acestea și să vorbim de eremitul, da, eremitul este cartea meditației, a însingurării pe care voi trebuie să o luați cu siguranță, să faceți cu siguranță această înstrăinare, această, vă cam rupeți un pic de toată lumea și de viața dumneavoastră cotidiană pentru că trebuie să luați niște decizii. Decizii pe care deja le conștientizați în luna asta, ianuarie, februarie, iar martie vă pune pe gândul ca să știți ce este mai bine să faceți, da, indiferent că este din punct de vedere sentimental sau profesional. Intrați într-o stare de meditație, vreți să știți dacă să mai continuați la locul de muncă sau să acceptați oferta care vi se propune de a pleca în străinătate sau al loc de muncă, de ce nu. Toate astea vă veți mai trage de timp, vreți să știți dacă se merge să mai rămâneți cu partenerul sau nu, deși știți deja în ianuarie și februarie ce trebuie să faceți și atunci meditați, dragii mei. Eremitul este o carte bună pentru cei care sunt scriitori, artiști, sau în domeniul ăsta artisticului, ca să zic așa, actori, pentru că ei se retrag pentru a scrie, pentru a crea opere, pentru a... și abia, știți, toată lumea știe că în singurătate se creează cele mai bune opere, opere care până la sfârșitul anului vor fi șleagră, dacă este caz, vor fi auzite, vor fi apreciate, vor fi cunoscute de către publicul lor, bineînțeles. Chiar dacă creați ceva online, de exemplu, și asta este artist pe partea artistică, veți reuși oarecum să spargeți tiparele cu ceea ce vă gândiți să faceți, da? Asta a fost un extra mesaj pe care l-am văzut prin eremitul. Apoi mergem în martie, se apropie totuși, în aprilie, pardon, și Paștele și de aceea încă nu luați acea decizie, dragii mei. Sunteți plictisiți, sunteți obosiți, ați tot încercat. Aparent voi aveți tot ce vă trebuie, aveți cupele pline, dar nu. Nu sunteți mulțumiți de viața voastră în aprilie. Nu sunteți mulțumiți de partenerul dumneavoastră. Nu sunteți mulțumiți pentru cei care nu sunteți, de jobul pe care aveți, de banii pe care îi aveți. Și cu siguranță veți accepta să rupeți definitiv acel lucru care vă blochează, cum am spus mai devreme. Vă gândiți în martie, în aprilie deja sunteți hotărâți pentru că nu mai suportați viața pe care voi o duceți. Mulți dintre voi care au copii și familie, da, deși știu că e mai bine să rupă, nu vor să plece din punctul de vedere și sunt tentați de o aventură, mai ales bărbați din zodia Leu.
O aventură care să-i facă să simtă că trăiesc, o aventură care să-i facă să uite de probleme care au în cuplu, pentru că există și copii, există și ceva avere acolo pentru mulți dintre voi, sau pur și simplu vrei să evadați din viața dumneavoastră. Da, vă bate gândul, dar nu o să faceți cu siguranță. Alții o să hotărâți cu voi, după ce trec sărbătorile pascale, să terminați cu soțul dumneavoastră, dacă este cazul, pentru cei care aveți probleme conjugale, să, pentru că aici vă gândiți cum să faceți. Deja știți ce să faceți, erați prin ianuarie, februarie hotărâți, o să acceptați noua propunere care a venit prin lumea în februarie. Mulți veți pleca afară și veți termina definitiv cu partenerul noastră, pentru că nu vrea să vă susține pe mulți dintre voi sau noi de acord cu ceea ce voi vreți să faceți, pentru că este o nebunie, cum a spus prin nebun, oricum tot la ce renunțați este o nebunie. Și plecați către străinătate pentru un nou loc de muncă sau alții pur și simplu pleacă către altă persoană, sufocați fiind de relația de cuplu, și pleacă persoana aceea este din străinătate, persoana pe care ați cunoscut-o online, de ce nu? Persoana care vă dă curaj să riscați, deși pare o nebunie, persoana care vă dă încrederea că totul va fi bine și renunțați la căsnicia dumneavoastră plictisitoare pentru acea persoană, da? Pentru că urmează moartea, o să detaliez imediat moartea aici. Nebunul. Deci nebunul e peste tot. Nu ne lasă deloc în pace, pentru că e clar că este mesajul care vreau să iasă de la început. Și roata destinului în iunie. Deci, în mai, bineînțeles, ceva se întâmplă, se termină definitiv în viața voastră. O, deja ați analizat bine, deja, cum am spus, nu mai suportați viața pe care o duceți și urmează o rupere definitivă. Deci moartea este ceva ce se termină. Eu nu văd ca o carte negativă pentru a evolua către o viață mai bună, către o iubire mai bună sau către ceva ce este benefic pentru voi. Fiind și roata destinului în iunie, mai iunie, mare, mare grijă una lângă alta, așa a fost să fie. Veți vedea că după ce veți renunța cu, să zic așa, cu definitiv la ceea ce vă blochează, lucrurile merg mai bine pentru voi, da? Poate voi vă schimbați ca oameni, pentru că moartea poate să însemne și o transformare interioară. Vreți să renunțați la mai fi, cum ați văzut și prin parte de monede, persoanele care erau darnice, persoanele care s-au de la ei, persoanele care nu acceptau jumătăți de măsură, nu mai acceptați. O să dați un ultimatum definitiv la partenerul dumneavoastră, dacă este cazul, dacă nu, o să plecați definitiv în mai, pentru că vă duceți către o altă persoană, o persoană care este din trecutul dumneavoastră pentru mulți dintre voi, care este probabil în străinătate pentru unii sau, dacă nu, în alt oraș sau în altă localitate decât unde locuiți acum, prin 6 de cupe de aici în iulie, și o să mergeți către această persoană. Da? Este destin, așa a fost să fie, vă împăcați cu o mare, mare iubire din trecut, o persoană pe care voi nu ați reușit să uitați, o persoană care, deși s-a terminat brusc și neașteptat această relație, unii dintre voi, urmează împăcare și așa a fost să fie, da? Mergeți către ea. Dacă este vorba de voi înși vă, comunicați cumva cu o persoană în trecutul vostru și pentru cei care încă sunteți singuri, vă debarasați de acele amintiri. Terminați definitiv cu această persoană care vă încarcă emoțional sufletul, acea persoană care nu v-a lăsat să evoluați, acea persoană care v-a secat, o persoană care, deși este posibilitatea unei împăcări, mulți dintre voi nu veți împăca cu ea, da? Deci depinde de voi decizia pe care voi o luați, dar faceți o încheiere. Vorbiți cu ea, comunicați deschis, spuneți ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și mergeți mai departe către drumul vostru, da? În iulie. Din punct de vedere profesional, ceea ce voi veți hotărâ să faceți în februarie, primiți oferta, este ce trebuie să fie. Plecați definitiv de undeva, să începeți ceva ce e menit pentru voi, ceva ce vă aduce mai multă stabilitate, mai mulți bani, mai mult echilibru. Poate începeți ceva nou, de ce nu, unii dintre voi, în parteneriat cu cineva din trecut, de ce nu, în iulie. Dacă nu, pur și simplu este o schimbare definitivă în viața voastră. Nimic nu va mai fi la fel pentru mulți dintre voi. Voi nu veți mai fi la fel. Țineți minte, mai, iunie, aceste două luni puternice sunt două arcane majore și va fi de bine. Ceea ce voi decide să faceți va fi ce a fost să fie, chiar dacă pare greu, chiar dacă pare că răniți pe cineva, vă mai interesează, unii dintre voi o să divorțați sau o să vă mutați definitiv din casa cuplului în mai, iunie.
spre a merge către o viață mai bună. Asta ați încercat, v-ați gândit bine, ați făcut calcule și este mai bine această ruptură, da? Deci divorțuri și despărțiri și rupturi în mai, iunie, ca să zic așa, mâna destinului. Mergem mai departe în iulie, avem 6 de cupe. Este cartea amintirilor, cu toate că, nu știu, sunteți hotărâți așa, rupeți această legătură bolnăvicioasă, că nu puteți, dragii mei, să stați deoparte. O să vedeți că urmează un proces în august, o să dați în judecată, cât că o să puneți, dragii mei, divorțul mulți dintre voi în august, cu toate că vă este greu, nu vă este ușor, știți că este mai bine să faceți această acțiune, această separare, dar urmează o judecată a faptelor bune sau rele. Cu toate acestea, cred că mulți dintre voi încă o să lăsați acea persoană, pentru că apare în septembrie diavolul, adică o relație toxică, să vă manipuleze în continuare, pentru că nu mai este iubire între voi, dar cu toate acestea, deși divorțați, deși aveți acțiunea de divorț, prin septembrie vă mai bate gândul așa să vă împăcați, da? La prima înfățișare. Eu cred că mulți dintre voi vă veți despărți și vă veți rupe definitiv de această relație toxică din trecut, da? Diavolul este și cartea dualității și o să vă dați seama, abia acum aflați că această persoană nu a fost sinceră cu voi, dar această persoană tot timpul a mai fost și cu altcineva. A fost o persoană care voi știați, poate unii dintre voi, că este căsătorită și datorită judecății, da? Pe care o veți face în august, ca să zic așa, o să aflați adevăr. Deci urmează judecata faptelor bune și rele, o să aveți de-a face cu justiția mulți dintre voi, mulți dintre voi să faceți partaje și o să înaintați divorț cei care sunteți căsătoriți și așa mai departe, pentru că persoana, exact cum bănuiați mulți dintre voi, era infidelă. Da? Deci aflați motivul real pentru care lucrurile nu mai mergeau între voi, este că mai exista încă o persoană abia în septembrie. Da? Mulți dintre voi pur și simplu veți fi cuprinși de remușcări, veți fi străi în trecut, veți avea o perioadă așa melancolică prin august, dar trebuie să mergeți înainte și bine faceți. Mulți dintre voi aveți de-a face cu, veți da în judecată membrii familiei, da? Deci urmează o judecată și în... pentru o moștenire, da? Considerați că ați fost mințiți, că ați fost păcăliți și atunci înaintați acest proces, da? Prin septembrie, pentru a obține partea dumneavoastră, da? Considerați că ați fost păcăliți, că ați fost mințiți și mare grijă, pentru că în octombrie deja primiți o sumă de bani foarte importantă din partea unei persoane de gen feminin. Se pare că chiar dacă probabil nu o să mergeți neapărat până în instanță, de ce nu? Poate că o să vă certați sau o să judecați corect cu membrii familiei și atunci primiți această moștenire în octombrie. O să vedem mare ce se întâmplă, da? Așa, să ne mai adunăm un picuț, să vedem ce mesaje mai vedem fiind o citire generală. Deci în mai urmează decizia de a rupe ceva definitiv, așa a fost să fie, este mai bine. Cu toate acestea, totuși încă mai sunteți legați prin septembrie, august de acea persoană, cel puțin sufletește, dar sunteți sigur că este bine și o să mergeți către Domnul dumneavoastră. Cei care o să alegeți calea separării de ce era toxic, mai ales bărbați din zodia Leu, veți cunoaște în prima mână de sine în luna octombrie o persoană exact cum voi vă doriți. Deci, renunțați la ce vă blochează și apare această minunată femeie nouă de monede care le are pe toate. Exact cum vroiați, datorită faptului că ați avut curaj când ați mai stat blocați și ați mers mai departe, ați lăsat trecutul în urmă, această persoană pe care ori este persoana pentru care voi ați renunțat și este ce trebuie pentru voi și vă dați seama că ați făcut bine,
Ori apare o nouă persoană pentru cei care ați renunțat fără să fiți cu altcineva, pentru altcineva, care este exact cum vreți voi. Noua de monedă arată atât stabilitate financiară, atât stabilitate emoțională, tot ce vreți voi. Urmează o poveste frumoasă de iubire, o poveste care nici voi nu vă vine să credeți cât de minunată este. Da? Deci apare persoana pe care voi o vreți. Totuși, această persoană, deși are tot ce trebuie, este doar în mintea voastră persoana potrivită pentru voi. Are și ceva bagaj emoțional din trecut, dar va funcționa lucrul între voi decât dacă voi, dragii mei, veți renunța și veți fi corecți. Da? Deci urmează încă o dată dacă renunțați la relația toxică care v-a blocat. Nu vă mai gândiți la ce v-ați ținut în trecut și mergeți către viitor, atunci cupele se vor umple de bine. Dacă vă întoarceți încă o dată și renunțați la posibilitatea asta de a fi cu această persoană minunată, doar că vă mai leagă, nu știu, anumite amintiri, doar că ați construit împreună, doar veți pierde posibilitatea de a fi fericiți. Deci mare grijă la ce faceți în lunile acestea, pentru că sunt decisive pentru mulți ani de acum înainte. Dacă vorbim din punct de vedere profesional, cei care ați avut curaj și ați mers pe nebunie, poate ați făcut ceva nou, mai mult pe partea asta de creație. Deci ați văzut, cei care lucrați în domeniul creației, sunt toate șansele ca ăsta, proiectul în care voi vă implicați, dragile mele fecioară, să vă aducă fix ceea ce voi vă doriți. Da? Deși pare greu, deși nu mai începe să credeți și voi că nu veți avea niciodată această stabilitate, o mare parte dintre voi veți obține jobul mult dorit, afacerea dumneavoastră începe să prospere sau obțineți acei bani pentru care vă judecați pentru moștenirea din trecut și vă va aduce resurse financiare de care voi aveți nevoie să mergeți mai departe. Pentru că asta vă doriți, urmează o perioadă de discuții, de certuri aprinse cu persoanele cu care voi vă judecați, poate cu partenera de viață, poate în urma judecății sau partaje pe care l-ați făcut după ce așa, este nemulțumită că voi primiți majoritatea bunurilor, majoritatea banilor, să zic așa, și atunci urmează discuții, urmează certuri, dar nu contează, pentru că în final voi veți fi cei învingători. Da? Deci în decembrie sunteți câștigători, să zic așa, a procesului care voi l-ați înaintat. Da? Nu vă vine să credeți cum s-au mers lucrurile în favoarea voastră și atunci o să aveți multe dispute, multe certuri, multe neînțelegeri cu vechiul partener de viață. Dar voi, dragii mei, sunteți mari câștigători pentru că ați luptat, ați știut ce vreți, nu v-ați mai uitat în stânga și în dreapta, mai ales în decembrie, terminați anul într-o notă pozitivă, aveți ceea ce vă doriți prin nasul de bâtă, dar aveți pentru că voi, dragii mei, ați fost puternici, ați fost pe poziție, nu ați cedați. Renunțați la toxicitate, la diavolul, da, ce vă ținea blocat. Indiferent că este vorba de mai mult de viața de cuplu, dar și profesional putem vorbi că încă vă mai gândeați la ceea ce voi ați făcut în trecut și ați evoluat, dragii mei. Primiți banii pe care voi îi vreți, primiți stabilitatea. Mulți dintre voi, mai ales bărbații, le găsesc marea iubire în persoana potrivită prin octombrie, datorită faptului că au reușit să stea departe de vechile tentații din trecut. Poate fi vorba și pentru femei, de ce nu au stat deoparte și le surâde soarele și lor, pentru că este o citire generală, deși credeați în noiembrie, sunteți un pic așa nesigur că lucrurile vor funcționa cum vreți voi, pentru faptul că încă o dată ține sabia sus, luptați pentru ceea ce voi vă doriți, primiți la sfârșit de an ceea ce voi meritați. Da? Foarte, foarte frumos să încheie anul pentru voi. Tocmai de aceea am mai scos o carte să clarific decembrie, să văd nota pozitivă sau negativă a discuțiilor pe care le veți avea. Este un an foarte puternic pentru voi. Aveți foarte, foarte multe arcane majore, ceea ce înseamnă că este decisiv. Veți fi judecați pentru ceea ce voi ați făcut. Veți fi judecați și de destin. Deci este încă un mesaj ăsta pentru voi. Dar este în favoarea voastră, pentru că dacă reușiți să vă rupeți de toxicitatea din viața voastră, relațiile toxice, de ce nu, toxicitatea familiei, deci nu, anturajului, voi știți ce este toxic pentru voi, nu neapărat ceva general, veți ajunge învingătorii anului și veți termina anul într-o notă pozitivă. Riscați prin nebunul, bine faceți, nu țineți cont de nimeni,
Divorțați dacă este cazul. Împăcați-vă dacă simțiți că persoana aia merită. Renunțați la tot ce vă ținea în trecut. Eliberați-vă și atunci aveți un an minunat 2023, chiar dacă este unul greu, pentru că aveți foarte multe arcane majore, îl terminați într-o notă pozitivă, cel puțin mai liniștită pentru voi, dragii mei, lei. Voi extrage acum cărți din cărțile normale de citit, să vedem ce extra mesaje avem pentru voi, dacă întăresc ceea ce spun sau aduc mesaje noi, de ce nu. Să vedem ce se întâmplă cu Leu pentru anul 2023. Extra mesaje pentru Leu sau cei care sunt în zodia Leu. De cazuri, cum am mai zis, din punct de vedere sentimental, o să vă dați seama că lucrurile nu se mai pot îndrepta și că trebuie să mergeți mai departe. Pentru femei, bărbat cu bol deschis la culoare, haine de stat. Veți avea, dacă sunteți căsătoriți sau aveți probleme cu justiția sau aveți, nu știu, anumite bunuri care țin sau anumite procese care țin cu justiția, vă aduce ceva necazuri și certuri. Da? Deci aveți foarte un an plin de discuții, un an plin de supărări, un an plin de dezamăgiri, un an încărcat din punct de vedere al trăirilor interioare, un an care nu va mai fi unul ca altul, deci este an de destin, ca să zic așa, dar, v-am zis, de voi depinde să evitați aceste neînțelegeri, aceste necazuri, aceste certuri care nu fac bine nimănui, să mergeți pe drumul dumneavoastră. Vă veți certa foarte mult pentru bunurile dumneavoastră, pentru procesele în care sunteți, veți avea mari, mari discuții, multe necazuri, dezamăgiri, dar cred că pentru voi vei mai extrage o carte, anul se va termina. Sunteți cam nesiguri în ceea ce privește viitorul vostru, dar este mâna destinului, așa a fost să fie. Și atunci, după ce trece de această perioadă grea, că este un an greu, veți obține șasul de bâte, adică sunteți pe drumul cel bun și abia în 2024-2025 veți vedea că decizia pe care le-ați luat a fost bune, că e spre binele vostru să mergeți pe separat dacă este caz, dacă este divorțați, sau să începeți ceva cu totul nou dacă nu sunteți mulțumit de ceea ce faceți, da? Să vedem acum, dragii mei, ce mesaje primim din lamelele oracol pe care eu le-am cumpărat pentru voi special. O să tragem o lamelă din oracolul vieții Dumnezeu. Să vedem, dragii mei, ce surprize sau ce sfaturi primiți pentru anul 2023, dragile mele fecioare. Patru... Stabilitate, 4 cu 4 înseamnă stabilitate, clar că voi asta vă doriți. Ați început cu 4, peste tot la voi 4 este predominant, 4 în numerologie înseamnă stabilitate, siguranță, încredere în tot ceea ce aveți. Depășește-ți frica stranie de o benefică reușită. Succesul binefăcător este pur și simplu și materializarea aspirațiilor tale. Un astfel de succes nu poate să te blocheze, nu poate să te afecteze. Ia aminte că reușitele tale benefice ca să nu-ți diminueze și să nu-ți amplifice orgoliu. Fă astfel încât să rămâi o ființă umilă, mereu amabilă și cât mai plăcută. Dragii mei, încă o dată patru acesta din lamelă spune ce a spus și în cărțile de tarot. Trebuie, dragii mei, să depășiți această toxicitate din viața voastră, să aveți curaj să mergeți pe drumul vostru, dar în același timp să nu deveniți orgolioși și răi și plini de voi abia când vă obțineți ceea ce voi vă doriți. Să nu mai fiți plini de voi, să nu mai faceți rău gratuit, să nu mai puneți pe toți în aceeași oală, pentru că cu toate că e un an greu pentru voi, trebuie să învățați și lecția asta a umilinței, a stabilității, dragii mei. Vă doresc un an cât mai bun, dragile mele fecioare, și ne revedem la următoarele citiri. Dacă vă place de mine, abonați-vă. Este un an greu, dar cu siguranță veți depăși problemele care apar între voi. Vă mulțumesc pentru amabilitatea în care m-ați urmărit. Vă doresc un an bun. Like, comentarii, abonați-vă. Dacă doriți, puteți să apăsați și butonul de mulțumiri ca să puteți să mă recompensați pentru munca pe care eu o depun. Vă pup, dragii mei, și vă îmbrățișez cu drag!